Stimați colegi, așa cum spuneam, această Uniune Social-Liberală aduce astăzi doi bărbați care au o misiune destul de dificilă, să facă ceea ce ceilalți istorici și oameni de stat au făcut pentru România în clipe grele. Și dumneavoastră, coincidența că astăzi tot în clipe grele vor lua conducerea țării. În calitate de candidat la președinția României, ca un om care deja a văzut acolo cu ce se pune problema, l-am cunoscut cum se manifestă. Permiteți-mi ca numele dumneavoastră să-i urez să fie sănătos, domnul Antonescu, să fie cu noi împreună și să-l invit să ia cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte, să stea în picioare sau? Vă rog, spuneți, mie îmi place. Sunteți președintele României, puteți să spuneți cum să stea, domnule. Noi stăm cum ziceți dumneavoastră. Dar oricum stăm la dispoziție să câștigăm alegerile. Atunci îi rog să stea pe scaune la această întâlnire, dar din punct de vedere politic, să stăm cu toții mereu în picioare, mai ales atunci când conducem România. Domnul președinte Nicolescu, după frumoasele cuvinte pe care le-a spus despre mine și pentru care îi mulțumesc, mi-a urat să fiu sănătos, am crezut că nu mai îmi dă cuvântul, că e criză de timp. Mi l-a dat totuși și profit de acest lucru pentru a vă spune că mă bucur și eu foarte mult că prima întrunire electorală din această campanie o facem împreună, liderii Uniunii Social-Liberale, toți aici, în Argeș. Mă bucur că facem această întrunire aici pentru că atunci când Uniunea Social-Liberală nu se născuse și puțin credeau că asta se poate întâmpla, și domnul Nicolescu pe de-o parte și prietenii mei din PNL, Iani Popa, Andrei Gerea, au fost printre primii oameni cu care am avut curajul să vorbesc despre asta și au susținut din prima clipă această idee foarte curajoasă. Astăzi, când Uniunea Social-Liberală e o realitate și o realitate care conduce și va conduce România, mă bucur că sunt împreună cu dânsii și cu dumneavoastră toți la acest început de campanie. În al doilea rând, mă bucur că începem aici campania pentru că aveți una dintre cele mai serioase, mai performante, mai impunătoare galerii de candidați ai Uniunii Social-Liberale din toată țara. Nu o spun din politețe, nu o spun ca să vă flatez, nu o spun ca să-i flatez pe candidații dumneavoastră. O spun pentru că întâmplător pe cei mai mulți îi cunosc personal, îi cunosc de multă vreme, îi cunosc în calitate de oameni politici, în calitate de profesioniști, în calitate de parlamentari și sunt niște oameni cu adevărat extraordinari. Aveți de toate în această galerie de parlamentari. Dacă vreți o adevărată experiență politică de bună calitate, îl aveți pe Bogdan Niculescu Duvăz, pe care de mulți ani îl urmăresc, îl apreciez, îl admir și o fac de pe când nu eram aliați. Dacă vreți, iată oameni cu un CV profesional de mare consistență, l-ați văzut și la profesorul Valeca, l-ați văzut și la ceilalți colegi. Dacă vreți, eleganță, dinamism, mișcare, îi aveți pe Iani Popa, pe Andrei Gerea, unul dintre cei mai ardenți luptători atunci când noi eram în opoziție. Un om care a dus în prima linie a Parlamentului, în Camera Deputaților, mereu această bătălie grea pe care am câștigat-o până la urmă.
Aveți candidați și candidate și cu experiență și tineri, toți hotărâți să lupte. Dar n-aș vrea să închei acest elogiu sincer la adresa candidaților dumneavoastră, colegii mei, fără a trimite împreună un gând de salut, de mulțumire și de recunoștință față de marele actor și bunul nostru coleg Mircea Diaconu, un om care v-a reprezentat, un om care v-a reprezentat cu cinste, cu demnitate, cu onoare, un om care s-a bătut fără frică pentru o cauză dreaptă și un om care din cauza unei nedreptăți ca atâtea altele astăzi nu mai candidează, dar este alături de dumneavoastră, alături de noi toți. Dragi prieteni, n-am vorbit nimic până acum pentru că vreau să închei cu două cuvinte din inimă și la fel de sincere legate de Daniel Constantin. S-a vorbit foarte mult de către cei care vorbesc despre politica românească, despre nevoia de a aduce oameni tineri în politică. E un lucru adevărat, e un lucru pe care îl știm toți, e un lucru pe care îl face și dumneavoastră prin majoritatea candidaților în fața alegătorilor la aceste alegeri. Probabil că cel mai spectaculos, cea mai spectaculoasă poziție pe care un om, nu tânăr, ci foarte tânăr pentru politică a venit, este aceea a lui Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator, colegul nostru în Uniunea Social Liberală și ministrul Agriculturii. Este al treilea motiv pentru care mă bucur în mod special să începem aici campania electorală, pentru că da, suntem mândri și suntem bucuroși să fim alături de colegul, de prietenul nostru, Daniel Constantin, la prima sa confruntare cu electoratul. A dovedit deja că este un foarte bun președinte de partid tânăr. Atât de tânăr că se simte și Ponta bătrân. A dovedit și vede și el cum e. A dovedit deja în câteva luni că este un foarte bun ministru tânăr într-un domeniu dintre cele mai grele și mai importante din această țară. Dați-i șansa cu toții să dovedească faptul că va fi un excelent tânăr parlamentar. Tuturor vă doresc succes în această campanie și vă doresc tot ceea ce aș să aveți, tot ceea ce așteptăm cu toții de la guvernarea noastră, de la majoritatea noastră parlamentară, de la noi toți. Și aș vrea să închei spunându-vă că puteți fi siguri de câteva lucruri. Puteți fi siguri că așa cum ne vedeți împreună la începutul acestei campanii, vom fi împreună în toată campania și după aceea cel puțin 4 ani de zile la conducerea României. Că Victor Ponta va fi prim-ministru. Nu mă bag în treaba primului ministru, dar ceva îmi spune că și Daniel Constantin va fi ministru. Puteți fi siguri, în orice caz, că ne vom respecta cuvântul între noi și mai ales noi împreună față de români. Și asta înseamnă că în 4 ani de zile vom face în sfârșit România puternică. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! USR! 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 USR!